Evanghelia după Luca, la capitolul 13, versetul 6, pagina 1007 în Sfânta Scriptură, un text foarte cunoscut. Evanghelia după Luca, la capitolul 13, versetul 6 la 9. El a spus pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta și am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Până aici cuvântul Domnului. Doamne, stăm înaintea Ta și Te rog, Doamne, ca Tu să ne vorbești fiecăruia. Tu ne cunoști nevoile noastre mai bine ca oricine și Te rog să ne dai un cuvânt profetic prin predicare, Doamne. Ridică pe cel căzut, Doamne, întărește pe cel slăbănogit, Doamne. Amin. Și, Doamne, ajută-ne să croim cărări drepte cu picioarele noastre. Mă rog să-mi dai puterea Ta și ungerea Ta să fie peste mine și Hristos să fie înălțat prin Duhul Sfânt de acum și până în veci. Amin. Vă rog frumos, luați locurile. În dimineața asta Dumnezeu mi-a pus un cuvânt pentru cei oameni care astăzi au venit la biserică cu gândul: oare mă mai iubește Dumnezeu? Oare mai sunt mântuit? Oare mai e Domnul cu mine? Și am venit să spun în această dimineață tocmai faptul că auzi mesajul acesta și că ești aici și nu ești în altă parte. Este un semn că Domnul e pe urmele tale să-ți facă bine. Domnul vrea să te binecuvânteze. Dar pe de cealaltă parte am înțeles în Sfânta Scriptură de-a lungul anilor că răbdarea lui Dumnezeu este îndelungă, dar nu este veșnică. Și că bunătatea lui mă îndeamnă la pocăință. Nu cancerul ne îndeamnă la pocăință, nu accidentele ne îndeamnă la pocăință, ci Biblia spune: nu vezi, omule, că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință? Lăudat să fie numele Domnului! Există un folclor în bisericile noastre, mituri care de multe ori le predicăm la învoanele noastre, care spune așa: atâta timp cât ești în viață, ce mai poți pocăi. Bă, cât mai bate inima în tine, mai poți să zici: Doamne, ai milă de mine. Eu nu cred asta. Și nici Biblia nu crede lucrul ăsta. Biblia vorbește despre o vreme a cercetării. Ierusalime, de câte ori am vrut să te strâng, cum își strânge cloșca pui, și pentru că n-ai vrut și n-ai cunoscut vremea cercetării, vine o vreme de împietrire și o vreme de judecată. Și nu că Dumnezeu nu poate să ierte, pur și simplu nu mai vrei tu să vrei, că ai ajuns într-o stare atât de împietrită încât nu mai poți să strigi spre Dumnezeu. De ce? Ți-a trecut clipa potrivită. Ieremia vorbea și spunea așa Domnul prin Ieremia 46:17. Ieremia, o strigă. Ce să strig? Faraon, împăratul Egiptului, a ajuns un pustiu. De ce? Că și-a lăsat să treacă clipa potrivită. A fost o clipă potrivită pentru împăratul Egiptului. A fost o clipă în care Dumnezeu i-a vorbit prin semne și minuni în țară. Și pentru că și-a împietrit inima, spune Biblia, a ajuns un pustiu. De ce? Că și-a lăsat să treacă clipa potrivită. Mă gândesc la Irod, omul ăla căruia Dumnezeu i-a vorbit prin cel mai mare proroc până la Hristos, și anume prin Ioan Botezătorul. Stătea în cumpănă, neștiind ce să facă, se uita la Ioan Botezătorul ca la un om mare al lui Dumnezeu. Dar n-a luat seama și i-a tăiat capul. Și zice Biblia că după 3 ani de zile a venit chiar Fiul lui Dumnezeu în fața lui și a început să-i pună întrebări multe. Dar zice Biblia, Iisus ce a făcut? Nu i-a răspuns nimic. N-a răspuns la nicio întrebare. De ce? Tăcerea lui Hristos a fost judecata lui Dumnezeu pentru Irod, pentru că a avut mijloacele harului în care trebuia să profite, să se întoarcă la Dumnezeu, dar a fost un gică contra. N-a acceptat mesajul lui Dumnezeu. Există o vreme, frați și surori, în care Dumnezeu ne vorbește. Și faptul că în această dimineață ești aici, este pentru că ești într-un sezon extins al harului lui Dumnezeu. Și harul ăsta mă învață, zice Biblia, să o rup cu păcatul. Și bunătatea lui mă îndeamnă la pocăință, binecuvântat să fie numele Domnului. Pilda aceasta ne dezvăluie cele mai mari realități care se întâmplă deasupra capetelor noastre. Spunea cineva că dacă Dumnezeu ne-ar deschide ochii ăștia fizici, să vedem ce-i deasupra noastră, noi n-am mai vedea cerul albastru. L-am vedea negru, l-am vedea verde, am vedea căpetenii, domnii, dragon. Și slăvit să fie Domnul că vedem cerul albastru, dar știm
Că avem o bătălie împotriva duhurilor care sunt unde? În locurile cerești. Noi avem de luptat și Domnul Iisus Hristos în pilda asta ne arată ce dragoste există dincolo în cer pentru noi, ce bătălie pentru sufletele noastre, ce mijlocire din partea vierului, ce pedeapsă pentru cei care nu iau seama la nutrienții, la harul care îl pune acolo la rădăcină ca să aducem rod. Și pilda asta parcă vine ca și o consecință la ce Iisus a spus mai sus și a zis așa. Ucenicii au zis, Doamne, ai văzut ce a făcut Pilat? O amesteca sângele animalelor cu sângele galilienilor. Dai seama ce crudui. Doamne, ți-aduce aminte, a căzut un turn peste 18 oameni și au murit dintr-o dată. Și Iisus Hristos se uită și zice, voi credeți că ăia care au murit așa tragic, sunt mai păcătoși ca și voi? Și Iisus zice, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri? Zice sare. La fel. Adică Biblia vine și spune, Domnul Iisus zice, dacă n-ai pierit într-un mod tragic, nu este pentru că ești mai bun ca altul, ci este pentru că Marele Vier, Hristos, a zis, mai lasă-l încă un an. Și imediat dă pilda asta să arate că dacă suntem în picioare și dacă putem auzi cuvântul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu n-a intrat la judecată cu noi, nu este că suntem mai buni ca alții care de mult îns în pământ, ci pentru că Hristos a mijlocit pentru tine și pentru mine și a zis, mai lasă-l încă un an. Și în această dimineață suntem aici ca să ne uităm la bunătatea lui Dumnezeu care mă îndeamnă să aduc rod pentru Dumnezeu. Și dacă ești într-un sezon în care Dumnezeu îți vorbește și știi că există păcate sub braț, în talpă, nu le știe nimeni, numai tu cu Dumnezeu, să fie dimineața în care să spui, Doamne, vreau să mă pocăiesc, Doamne. Doamne, nu intra la judecată cu robul Tău, dă-mi harul pocăinței, binecuvântat și onorat să fie numele Domnului. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin, omul, proprietarul este Dumnezeu. Avea un smochin, smochinul este poporul Israel. Și smochinul ăsta, zice Biblia, l-a avut în via sa. Via este lumea întreagă. Și din toate popoarele lumii acesteia, Dumnezeu a ales un smochin, Dumnezeu a ales un popor, căruia a dat legi speciale, patriarhi, legăminte. Și a zis, Israele, tu ești smochinul. Din toată via lumii acesteia, vreau să-mi arăt slava și puterea prin tine. Vreau să îmi arăt gloria prin tine. Ascultă de mine să vadă toată lumea ce Dumnezeu mare există în ceruri. Și Biblia spune că proprietarul, Dumnezeu, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Proprietarul a venit să caute rod. Și asta nu a fost o ambiție. Era ceva, o așteptare justă. Pentru că, zice Biblia, a pus la rădăcină, a sădit cu smochinul acesta și a vrut să găsească rod. Și să știți că marele proprietar, Dumnezeu, ne vizitează în dimineața asta. Și se uită dincolo de frunze, dincolo de cântări, dincolo de programe, dincolo de costumația noastră, dincolo de rugăciunile noastre maestoase. Se uită să vadă dacă există rod al pocăinței. Se uită. Deci am investit, Doamne, în omul ăsta. Bătătorește pământul meu. Respiră aerul meu. Are mijloacele harului. L-am lăsat atâția ani aici în America. L-am binecuvântat. Oare e mai pocăit acum decât a fost acum 10 ani? Și Domnul se uită și mare har să știi că Domnul se apropie de tine. N-a trimis o slugă, n-a trimis pe cineva să vadă dacă are rod, ci chiar însuși Domnul s-a apropiat de acest smochin. Și Biblia spune, s-a apropiat și zice, iată că sunt 3 ani de zile de când vin și caut rod în smochinul acesta. Noi ne place, frați și surori, să vorbim despre un Hristos al Evangheliilor. Un Hristos de la care ia mielul în brațe, Domnul e bun ori și când, God is good all the time, yes, brother, yeah, God is good, don't worry. Ce ar fi să te uiți la un Hristos apocaliptic? Aleluia. La cel care s-a dus și și-a inspectat cele 7 biserici din Asia Mică. La 5 din 7 biserici, Iisus Hristos, știți ce le-a spus? Pocăiește-te. Hristos vine și zice, știu faptele tale, știu, dar vezi că ai acolo buba aia. Întoarce-te, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Câte biserici credeți că s-au pocăit în Asia Mică? Când Hristos s-a apropiat să vadă rodul, câte s-au pocăit? Niciuna. Și de unde știu? Pentru că în Asia Mică, în Turcia, unde erau cele 7 biserici, în loc să avem 80 de milioane de creștini astăzi, avem 80 de milioane de musulmani. Pentru că bisericile acelea
Au crezut că Dumnezeu își coboară standardul la nivelul lor. Bine acum, hai, azi zice, știu, zice Biblia. Știu, zice, te-ai îmbogățit. Ești pe val. Ești tare, frate. Ai de toate. O, ești așa de bine machiat spiritual. O, pace, pace, pace. Dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, orb și gol. Și te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Să cumperi alifie pentru ochi, să fii plin de râvnă, să te pocăiești, că dacă nu, o să-mi iau sfeșnicul, o să-mi iau prezența. S-a pocăit biserica din Laodiceea sau din Sardes, căreia îi mergea numele că trăiește, s-a pocăit? Nu. Și ce-a făcut Hristos? O zis, mă, acum ce să facem acum? Așa e cultura? Doamne, ai milă! Las că lăs eu. Nu, Hristos n-a lăsat standardele. Hristos și-a luat prezența Lui. Când Hristos și-a inspectat biserica, și-a dat seama că biserica n-a vrut nici cum se pocăiască, măcar că i-a dat un sezon extins al Harului. Și în dimineața asta ești aici, pentru că Domnul n-a terminat cu tine. Aleluia. Și faptul că auzi cu urechile tale mesajul ăsta este că Domnul mai trage semnale de alarmă și zice, vreau să aduci rod pentru mine. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la lucrul ăsta. Amin? Amin. Dar smochinul ăsta, Israelul, era așa un popor aroganțel. De ce n-a adus rod? Vreți să vă spun de ce n-a adus rod? Pentru că ca și mulți pocăiți astăzi. Aroganți, frate! Cu nasul pe sus! Oameni care cred că Dumnezeu are un sistem preferențial. Eu sunt copil al lui Dumnezeu și Dumnezeu mă tratează diferit. Ca și poporul Israel. Noi suntem copiii lui Avram. Da, noi lui Avram, da. Eu sunt sub har. Și dacă sunt sub har, nu, Domnul e bun, nu. Ai unul ca neamul, bă, ca ăla. Bă, nu știu cine e ăla, nu știu cine. Nu, mă, bă, eu sunt, bă, botezat cu Duhul Sfânt. Eu. Și vine Dumnezeu și îl trimite pe Ioan Botezătorul la poporul ăsta arogant. Și spune așa, orice pom care nu face roadă bună, securea a și fost înfiptă. Și dacă n-aduci rod, te va tăia. Și zice, nu vă lăudați să spuneți că noi suntem copii al lui Avram, sămânța lui Avram, că dacă n-aduci rod, marele proprietar Dumnezeu, pentru că ți-o dat prorocii, ți-o dat patriarhi, ți-o dat legăminte, ți-o dat mijloacele Harului, ți-o dat Biblie, ți-o dat voce Evangheliei, ți-o dat cor, ți-o dat pian, ți-o dat tot, ți-o dat Duhul Sfânt. S-a pus la rădăcine nutrient. Ți-a oxigenat rădăcinile. A făcut totul. Și dacă tu zici, e ok, hai, hai. Și nu te pocăiești, ascultă-mă. Securea a fost și înfiptă. Și dacă nu te întorci la Dumnezeu, n-aș vrea să fiu în pielea ta. Dimineața asta să spui, Doamne, îmi smeresc inima, Doamne. Mă pocăiesc de mândria mea. Și vreau, Doamne, puterea ta să vină peste mine. Lăuda să fie Domnul. O venit Hristos. Hristos a fost și mai dur ca Ioan Botezătorul. S-a uitat la poporul ăsta care și-a format sisteme de autoneprihănire. Nu atinge, nu gusta. Legi, frate! Legi omenești. Încredințări personale care le-au făcut legi. Legaliști care au crezut că poate să merite harul Dumnezeu prin meritele lor, prin faptele lor. Crezând că îl impresionează pe Dumnezeu fără adevărata pocăință. Și Iisus se uită la ei și zice, șerpi, pui de năpârci. Voi, zice, pe din afară, zice, spălați partea pe din afară, dar înăuntru ai atâta lăcomie, ai atâta tu de neiertare, ai atâtea păcate, amărăciune. Frate, nu-i curvie. Bă, când aud pe unii cred că în ea se ajunge numai pentru curvie. Parcă e singurul păcat care se disciplinează în cultul nostru pentecostal. Frate, eu n-am curvit, bravo, felicitări, ce să spun? Doar că în iad nu se ajunge doar pentru curvie, afară sunt țepari. 1 Corinteni 6:9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni? Afară sunt mincinoși. Aleluia. Așa că uită-te la o listă de 120 de păcate care te-au spurcat, câte avem în Biblie și spune, Doamne, cercetează-mă, Doamne. Doamne, nu-i curvie, dar e buba aia care nu știe nimeni, Doamne, e o ură străveche. Doamne, Dumnezeule, vreau să mă pocăiesc, Doamne. Aleluia. Mă aștept de atâția ani, Doamne. Doamne, nu mai vreau să stau în rahat. Vreau să mă pocăiesc și să mă cureți în sângele Tău.
Uită-te să vezi. Nu te mai lăuda că n-ai făcut, că eu nu mă uit la pornografie. Bravo, felicitări! Dar nu uita, în ea nu ajung numai curvarii. În ea ajung bețivii, hoții, malahii, mincinoșii. Și dacă vezi că există păcate conștiente în viața ta, care opresc rodirea spirituală, să fie dimineața în care să spui, Doamne Iisuse, ai milă de mine, păcătosul, lăuda să fie Domnul. Uitați ce zice Biblia în Evrei, capitolul 6. Evrei, capitolul 6, Biblia spune așa, versetul 7. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare, celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, pământul ăla pe care Dumnezeu a lăsat ploaie și aduce mărăcini, spune Biblia, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Păi zice Dumnezeu, băi, eu tot dau ploaie, tot îl binecuvântez. Băi, vorbesc printr-un proroc, îi vorbesc prin cuvânt, îi vorbesc într-un fel sau altul. Și dacă tot îl binecuvântez și el rămâne așa tare, nu, el nu te pocăiește. Nimeni n-are dreptate, nici păstorul, nici soția, nici copiii, nici Duhul Sfânt. Numai el. Zice Biblia, ascultă-mă, Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Și sfârșește, zice Biblia, dacă n-aduci rod, dacă n-aduci lacrimile pocăinței care sunt singurul tezaur, sfârșește prin a-i se pune foc și aproape, și aproape să fie blestemat. Nu vi se pare interesant că cea mai mare frică a lui David n-a fost că își pierde coroana. N-a fost că își pierde reputația și funcția. Cea mai mare frică a lui David a fost aceasta. Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. S-a fost cea mai mare frică a lui. Doamne, nu lua! Păcatul ăsta m-a jefuit de bucurie. Doamne, dă-mi iarăși! Nu-ți zis mântuirea, Doamne, o am, dar nu mă mai bucur, păcatul ce-a făcut? Mi-a furat bucuria, Doamne. Și, Doamne, nu vreau să trăiesc un creștinist sterp, uscat. Doamne, nu lua de la mine Duhul Sfânt, i-am sănătate, i-am corona, dar vreau prezența Ta! Aleluia. Știți de ce l-a ridicat Dumnezeu și l-a recovered Dumnezeu pe David? De ce l-a recuperat? Știți de ce? Și vreau să fiți atenți. Pentru că pocăința lui a fost mai mare decât păcatul lui. Dumnezeu l-a iertat și l-a reabilitat pe David. Știți de ce? Pe ăsta nu a venit cu argumente. Ai probe video? Te dau în tribunal. Dar el e până aici, plin. Nu omul s-a zis, Doamne, așa e, Doamne, nu i-ai de vină, eu-s de vină, eu n-am avut frâne, Doamne. Doamne, ai milă, îmi cunosc păcatul meu. Amin. Și când Dumnezeu a văzut pocăință și nu justificare, când a văzut roada pocăinței, Dumnezeu l-a iertat. Și în Faptele Apostolului numește tot om după inima mea, pentru că omul acesta a avut o pocăință profundă. Aleluia. Dimineața asta, uită-te în viața ta. Domnul se apropie să vadă rod. Domnul lasă ploaie. Domnul lasă binecuvântare și așteaptă. Și așteaptă să dai masca jos și să spui, Doamne, așa-i, Doamne, mă pocăiesc. Amin? Amin? Uitați ce zice Biblia în Isaia, capitolul 5. Să înțelegem durerea lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 5, Biblia vorbește despre Dumnezeu ca fiind prea iubitul nostru. Versetul 1. Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre, a sădit în el vițele cele mai alese, a zidit un turn în mijlocul ei, a săpat un teasc, apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum zice Domnul, locuitor a Ierusalimului, bărbața lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune acum ce o să fac viei mele. Îi voi smulge gardul să fie păscute de vite, îi voi surpa zidul ca să fie călcat în picioare, o voi pusti, nu va mai fi curățată.
nisăpată, spini și mărăcini vor crește în ea. Voi porunci norilor să nu mai plouă peste ea. Via Domnului este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, strigă-te de apăsare. Și Domnul zice, via asta e poporul meu ales, în care am investit mijloace ale harului, am săpat-o, am pus ploaia, tot. Și așteptam, după atâția ani de investiție în omul ăsta, așteptam să văd că aduce struguri dulci. Și după ani de zile se apropie Dumnezeu de vie și vrea să vadă rodul. Și în loc să vadă rod bun, găsește struguri sălbatici. Și ce zice Domnul? Ia-i toate mijloacele harului. Să nu mai ploaie. Să rămână împietrit, dacă nu a vrut să răspunde nici cum. Și cred că lucrul ăsta ar trebui să ne sperie, frați și surori. Că Dumnezeu chiar poate, la un moment dat, dacă stăm într-o împietrire și nu. Să știi că Dumnezeu poate să poruncească norilor, mijloacelor harului, să fie luate de la tine și să rămâi în împietrirea inimii tale. Și lucrul ăsta ar trebui să arunce groază noi. Ascultați ce spunea un comentator biblic. Un comentator biblic spunea în felul următor. Această parabolă, smochinul, ar trebui să arunce groază noi. Că dacă stăm în ignoranță, când Dumnezeu ne vizitează și disprețuim bogățiile harului și continuăm în încăpățânare și în păcat, atunci aceste avantaje ale harului sunt luate de la noi. Timpul de har se sfârșește. Termenii răbdării lui Dumnezeu ajunge la capăt. Duhul Sfânt este întristat, este provocat să se depărteze și omul rămâne în împietrirea inimii lui, după care pocăința este imposibilă. Și în această dimineață poate sunt oameni aici care Domnul dă la ușă, dar Dumnezeu nu-i dator să dea 500 de ani la ușa inimii noastre. Azi, dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Aleluia. Și vino și spune, Doamne, încă îmi vorbești, încă simt fiorul Tău, Doamne. Simt că-i pentru mine mesajul, Doamne. Astăzi mă pocăiesc. Astăzi pun mâna pe telefon și zic, iartă-mă. Astăzi spun, am făcut asta. Astăzi spun, ai milă de mine, păcătosul. Vreau să aduc rod pentru tine. Oare va găsi Dumnezeu oameni suficient de smeriți care să spună, Doamne, așa e, Doamne. I repent. Mă pocăiesc, Doamne. Și vreau puterea Ta să vină. Amin? Aleluia. Uitați-vă acum la bunătatea lui Dumnezeu. Ne-am uitat la răutatea smochinului care n-a vrut să se pocăiască, să aducă rod. Uitați-vă la bunătatea proprietarului. A venit să caute rod, versetul 7, și a spus, iată că sunt 3 ani de când vin să caut rod. De câți ani a venit să caute rod? Zice stare. 3 ani. Adevărul e cât de 7 ani. Vreau să ascultați. Levitic, capitolul 19, versetul 23. Când veți intra în țară și veți sădi tot felul de pom roditor, roadele lor să le priviți ca netăiate împrejur. Timp de 3 ani să fie netăiate împrejur pentru voi și să nu mâncați din ele. Deci 3 ani, n-ai voie să te atingi. În al 4-lea an, versetul 24, toate roadele să fie închinate Domnului spre lauda Lui. Deci, 4 ani de zile nu era rodul tău. 3 ani, nu te atingi, al 4-lea an e rodul pentru Domnul, duci la templu. În al 5-lea an să mâncați, abia de la 5-lea an, poți să cauți rod pentru tine. Deci 4 ani, n-aveai ce să cauți rod, că nu-i pentru tine. Și el așteaptă, după aia 4 ani, pentru el câți? 3 ani, caut rod pentru mine, că ceilalți nu se pune, că nu-s pentru mine. Câți ani au așteptat? Câți? 7 ani. Spuneți-mi, era o așteptare justă din partea lui Dumnezeu ca poporul ăsta să aducă rod, da sau nu? Da sau nu? Era? Pentru că Dumnezeu când vrea și așteaptă ca cineva să aducă rod, El nu zice, bă, adu rod, că zic eu. Mai întâi sapă, pune acolo fertilizant, pune tot la rădăcină, că Dumnezeu e bun și vrea ca noi să aducem rod, amin? Și zice Biblia că pomul ăsta n-a adus rod și a zis, să-l taie. De ce să mai cuprindă pământul?
Uitați-vă acum ce zice Biblia în versetul 8. Doamne, i-a răspuns vierul. Vierul este Hristos. Grădinarul, cel care are grijă de noi. Mai lasă-l și anul acesta și am să-l sap de jur împrejur. Și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod, dacă nu, îl vei tăia. Uitați-vă aici cum vierul se uită la stăpân. Hristos, cu alte cuvinte, se uită la Tatăl și zice, Doamne, îți de acord cu rigurozitatea ta, îți de acord cu dreptatea ta. E adevărat că merită să fie tăiat, ai așteptat atât de mult să aducă rod. Atâtea ierni, atâtea primăveri, atâtea toamne au trecut și totuși pomul ăsta n-a adus rod. E adevărat. Asta mi-arată unitatea în esență între Tatăl și Fiul. Eu și Tatăl una suntem. Îmi arată faptul că ei nu s-au certat niciodată și Fiul e de acord cu Tatăl. Ai dreptate, Doamne. Dar, zice, mai lasă-l. Uitați-vă la bunătatea lui Hristos. Mai lasă-l. Am să-l sap, am să-i pun nutrienți, am să-i pun gunoi la rădăcină. Și poate că de acum înainte va aduce rod. Mai lasă-l și anul acesta. Spuneți-mi, e bun Dumnezeu, frați și surori? E bun Dumnezeu? Amin. Mai lasă-l și 2024. Niciodată n-am crezut că anul acela, mai lasă-l încă un an, se referă la 365 de zile. Niciodată n-am crezut asta. O spun din experiență că Domnul a avut milă de mine, nu un an, ci mulți ani. Până astăzi, trăim prin mila Lui. Când Domnul zice, mai lasă-l un an de zile, nu se referă la 365 de zile. Smochinul ăsta este Israelul. Și Domnul Iisus Hristos zice, nu va rămâne aici piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării. Spuneți-mi, când s-a tăiat smochinul? Imediat sau mai târziu? Și dacă a fost mai târziu, în ce an s-a tăiat smochinul? În anul 70, când a venit Titus Roman și a distrus Ierusalimul și a arat pur și simplu cu plugul, a arat Ierusalimul, distrugerea Ierusalimului. Și cât a fost anul ăsta de îndurare pentru Israel? Cât a fost? 40 de ani. O zis, mai lasă-l un an. Dar anul ăsta o însemna pentru Israel 40 de ani de zile în care Dumnezeu a zis, uite ce o să fac. O să plantez o biserică în inima Ierusalimului și o să le dau apostoli, predici electrizante, semne și minuni. Dacă se vor întoarce la mine. Și 40 de ani de zile, creștinismul a înflorit în Israel. Și Dumnezeu s-a așteptat ca acest popor, după ce le-a vorbit în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu le-a vorbit prin Fiul la sfârșitul veacurilor. Și în loc ca să ia seama, oamenii aceștia nici așa nu s-au pocăit. Am așteptat, zice, 3 ani de zile. Unii spun că se referă la cei 3 ani de slujire a lui Hristos. 3 ani în care Domnul Iisus a făcut semne și minuni și se aștepta ca poporul ăsta să aducă rod. Și zice, pentru că n-a adus rod, zice, taie-l. Alți comentatori biblici spun că ăștia 3 ani înseamnă 3 perioade de timp. Perioada legii cu Moise, perioada prorocilor cu Ilie și ceilalți și perioada lui Hristos, perioada Harului. Adică peste 1500 de ani, Dumnezeu se uită la smochinul ăsta și zice, tot aștept. Tot îți vorbesc prin proroci, îți vorbesc prin preoți, tot aștept. Și acum îți vorbesc prin Fiul meu. Dar dacă nici prin Fiul meu și nici după 40 de ani, zice Domnul, ce aș mai fi putut face viei mele? Acum fiecare dintre noi să ne întrebăm pe noi înșine. Marele vier a mijlocit pentru noi și suntem în viață astăzi. Și marele vier a mijlocit ca noi să aducem rod și rodul nostru să rămână pentru Dumnezeu. Întrebarea este, aduc rod pentru Dumnezeu în caracter, în câștigare de suflete? Când Iisus Hristos se uită la rodul sufletului Lui, se înviorează? Că ce mă zice, l-am lăsat aici în seată. Tăi și-o dorit America. Foarte bine, nimic rău în așa ceva. Mă, și mi-a spus, Doamne, dacă mă duci în America și dacă îmi dai business și îmi dai bani și... Doamne, promii, Doamne, ajută-mă! Ok, și Domnul a zis, fine. Green light. Go, îți cu tine. Și acum Domnul te-a binecuvântat. Ești mai pocăit ca acum azi 20 de ani. Privilegii mari. Responsabilități mari. Cui s-a dat mult? Zice stare. I se va cere mult. Mesajul ăsta este un fertilizant la rădăcina multora. Domnul n-a terminat cu noi
Și ce face Dumnezeu? Ne sapă. Dimineața asta. Ne sapă. Ne oxigenează rădăcinile. Pune acolo fertilizant, nutrienți. Și zice, da dacă. Da dacă va lua cineva seama. Și va spune, Doamne, nu mai sunt ce am fost acum azi 20 de ani. Doamne, aleg, Doamne, să fac un detox spiritual. Azi să facem atâtea detoxuri pentru trupul nostru. Nimic rău în așa ceva. Dar și sufletul ăsta trebuie să respire, să-ți iei 3 zile undeva singur la hotel, numai tu cu Domnul. Să scrii păcatele acolo, să spui, Doamne, ăsta e păcatul care m-a împiedicat să aduc rod pentru tine. Doamne Dumnezeu, Doamne, vreau să omor păcatul, ca nu cumva păcatul să mă omoare pe mine. Și vreau să aduc rod pentru tine, lăudat să fie Domnul. Ce tratamente speciale a pus Dumnezeu la rădăcina noastră? Eu m-am născut în România și stau în România. În România am 8 Biblii pe cap de locuitor. Eu cred că voi aveți 20-30 în America. Te puteai naște undeva în Coreea de Nord. Ți-ai ales tu părinții. Ți-ai ales țara unde să te naști. Te puteai naște în cele 6.000 de etnii care n-au nici măcar o pagină din Noul Testament tradusă. Nu tu ți-ai ales părinții, nu tu ți-ai ales țara, ci Dumnezeu a ales ca tu să te naști să fii român. Ca să te expună de mic la cuvânt, la numele de Iisus Hristos. Este asta un nutrient la rădăcină? Da sau nu? Este asta un har? Da sau nu? Faptul că ai acces la YouTube, să asculți predici și cântări. Faptul că ai radio Voce Evangheliei, faptul că ai biserică frumoasă, faptul că ai slujitor extraordinar, faptul că Dumnezeu ți-a dat atâtea mijloacele harului. Spuneți-mi, e justă așteptarea lui Dumnezeu să vadă rod în noi, da sau nu? Da, ți-aduce aminte? Ți-aduce aminte când erai în laț și ai intrat într-un bucluc, într-o problemă și nici măcar n-ai știut că ești acolo? Și când marele păsărar a vrut să-ți prindă piciorul, a venit marele anonim Dumnezeu și lațul s-a rupt și tu ai scăpat. Și ești aici în casa lui Dumnezeu și știi că a fost degetul lui Dumnezeu și bunătatea asta lui Dumnezeu care s-a arătat față de tine acum 5-10 ani, că poți să intri cu capul sus în biserică și s-a acoperit Dumnezeu păcatul. Ăsta e harul lui Dumnezeu. Că nu te-o lăsa pe mâna marelui păsărar al lui Satana să te prindă. Și tu știi că a fost degetul lui Dumnezeu. Nu este ăsta un har și un fertilizant care să mă facă să aduc rod pentru Dumnezeu mai mult și mai mult și mai mult? Amin. Și când Dumnezeu a văzut că smochinul ăsta n-aduce rod nicicum, totul sapă, tot îi vorbește, tot îi trimite predicatori, proroci, îi vorbește în mintea lui, bă, nicicum mă n-aduce. Vierul zice, fac eu ceva pentru el. Zice, nu merg cu ăsta încăpățânat. Dar, uite ce fac. Vierul merge și moare pentru smochin. Vierul merge și moare pentru smochin. Și apoi există acolo o substanță numită sângele lui Hristos. Și sângele ăsta lui Hristos poate să te curețe de orice păcat, de orice boală a smochinului. Și când tu spui, îți cronic, frate, nu mai pot, crede-mă, vreau, dar nu mai pot, îți cronic, nu mai pot, îți inert. Ascultă-mă, te uiți la jertfa lui Iisus Hristos. Domnul Iisus moare pentru noi, ca să ne reînvie spiritual. Și există putere în sângele lui Iisus Hristos. Și mânia lui Dumnezeu a fost potolită în trupul lui Hristos. El a stat 6 ore pe cruce pentru mine, ca eu prin credință în El să nu mor, ci să înviu pentru El, să aduc rod pentru Dumnezeu. Ce ar mai fi putut face Dumnezeu viei lui? Moare vierul pentru noi, numai ca să aducem rod. Și în această dimineață, fă-ți inima mică și spune, Doamne, atât de mult m-ai iubit, încât ai dat pe singurul tău fiu să moară pentru mine. Vreau ca prin viața mea, prin trăirea mea, Doamne, vreau să aduc rod pentru tine. Vreau să aduc rod pentru tine, Doamne. Și uitați cum se termină această pildă. Și poate că de acum încolo va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Și ce-mi place la Domnul Iisus Hristos? Nu termină fatalist. Nu zice, bă, tai-l, gata. Bă, nu a dus 30 de ani, bă, nu vrea nici cum, tai-l. Nu. Zice, poate. Poate că da. Poate că nu. Dar poate vine mintea la cap. Poate se va uita la toată bunătatea mea și își va pune fața în nisip și va spune, Doamne, cum am putut fi așa păcătos, Doamne? Doamne, iartă-mă!
Poate își scutură țărâna de pe el și spune, Doamne, ce bun ai fost! Mulțumesc de bunătatea ta! Și poate, textul se termină cu o concluzie deschisă și acolo poți tu să alegi ce o să faci. Și cred că asta este diferența între prorocie și vrăjitorie sau ghicitorie. Ghicitoria, vrăjitoria, e fatalistă. Așa se întâmplă, cum zice el, așa vrea el să se întâmple. Prorocia nu e așa. Prorocia nu e fatalistă. Prorocia are elementul de har și zice așa, Ieremia 18, cu 7 în jos. Deodată zic despre un neam sau despre o împărăție, că-l voi tăia, că-l voi dărâma. Dar, dacă neamul acesta face ce este bine și se întoarce de la răutatea lui, îmi pare rău de rău care am vrut să-l fac. Aleluia. Și o să-l zidesc. Avem un Dumnezeu al oricărui har? Domnul zice, da, meriți să fii tăiat. Dar ascultă-mă, dacă te întorci la mine, îmi pare rău de rău care am vrut să-l fac și vreau să aduci rod bogat pentru mine. Vreau să-ți vindec rădăcinile tale cronice, că spui că nu mai poți. Să te uiți la jertfa lui Hristos, la sângele lui Hristos, să crezi în iubirea lui Dumnezeu, că n-a terminat cu tine, lăudat să fie Domnul. La începutul anilor 60, 1960, unul dintre cei mai mari evangheliști pe care lumea i-a avut, pe nume Billy Graham, era aici în Seattle, la evangelizare. Era într-un hotel. Și noaptea a avut un vis. Și în visul ăla Dumnezeu i-a zis, sună pe zeița frumuseții, Marilyn Monroe. Și vorbește-i, întâlnește-te cu ea și spune Evanghelia, vestea bună. Dimineața se trezește Billy Graham, pune mâna pe telefon și o sună. Și zice, doamna Marilyn Monroe, reverend Billy Graham la telefon. Este o urgență. Trebuie neapărat să mă întâlnesc cu dumneavoastră. E vorba de sufletul dumneavoastră. Vreau să vă vorbesc de Domnul Iisus, de iertarea păcatelor. Și ea, arogănțică, zice, îs pe val, eu fac filme acum, peste 2 săptămâni, mă caută regizorii, n-am timp pentru așa ceva. Doamne, e vorba de sufletul dumneavoastră, de veșnicia dumneavoastră. Poate peste 2 săptămâni, în câteva zile, toate ziarele au vuit și au spus următorul lucru. Marilyn Monroe a fost otrăvită. Știa prea multe secrete ale parlamentarilor și a murit. Există o vreme de cercetare. Există o vreme când Dumnezeu pune fertilizant la rădăcină. Există o vreme în care Dumnezeu vorbește. Dar există și o vreme când Dumnezeu judecă. Și faptul că în această dimineață ești aici și ai auzit cuvântul că bunul vier și marele proprietar îți mai lasă timp. Mă rog ca această bunătate a lui Dumnezeu să nu ne îndemne să abuzăm de bunătatea lui, ci această bunătate să mă îndemne la ce? Zice stare. La pocăință. Eram într-un context și după un mesaj din pilda asta a venit la mine o surioară și a zis așa, frate Gabi, și eu cred că Dumnezeu m-a tăiat. Atât de mult mi-a vorbit Dumnezeu și eu cred că Dumnezeu a terminat cu mine. Și plângea, oare mai pot să fac ceva? Și m-am uitat în ochii ei și am zis așa, tocmai faptul că ai lacrimi, tocmai faptul că te temi că Domnul a terminat cu tine, este cea mai clară evidență că Dumnezeu n-a terminat cu tine. Că dacă Dumnezeu termina cu tine, tu nu mai aveai stimulul ăștia să te doară, să te întrebi de relația ta cu Dumnezeu. Dar tocmai faptul că te doare și vrei ca Dumnezeu să intervină, este un semn, cum spune Psalmul 27:8. Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Cine produce frustrare sfântă noi ca să ne punem pe calea păcii? Cine? Dumnezeu. Așa că dacă în dimineața asta ești aici și după mesajul ăsta spui, oare a terminat Dumnezeu cu mine? Și simți acel tremur sfânt, este cea mai clară evidență că tremurul ăla sfânt este că Duhul Sfânt lucrează în tine. Că Duhul Sfânt n-a terminat cu tine. Că Domnul creează această frustrare sfântă, nemulțumire sfântă, că vrei să-i fii plăcut lui Dumnezeu. Și mă rog astăzi, în rugăciunea următoare, să venim înaintea Domnului să spui, Doamne, cercetează-mă, Doamne. Vezi dacă sunt pe o cale rea, Doamne. Și de sunt pe o cale rea, Doamne, pune-mă pe calea veșniciei. Doamne, dă-mi harul pocăinței. Ajută-mă să rezolv ce pot rezolva. Ajută-mă să mă pocăiesc de păcate.
ca cel care a stat pe cruce, sufletul lui, când se uită la rodul sufletului lui, să se învioreze, să spună, omul ăsta o lua seama și Tatăl-i proslăvit, binecuvântat să fie Domnul. Amin? Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să intrăm într-o rugăciune înaintea Domnului și spune, Doamne, eu sunt smochinul ăla și ai pus atâta fertilizant și mi-ai dat atâta har, Doamne. Și, Doamne, încă eu stau în păcatul ăla, Doamne. Doamne, aleg să mă pocăiesc, Doamne. Aleg, Doamne, să iau decizie pentru Iisus Hristos. Să te uiți la jertfa lui Iisus, să te uiți la crucea lui. Să te uiți la soluția care curăță viața ta și smochinul vieții tale de orice omidă, de orice păcat, ca să aduci rod pentru Dumnezeu. Și mă rog astăzi, în rugăciunea asta, să plouă cu mântuire. Amin. Să ne libereze Dumnezeu și să fim oameni care să aducem rod, ca Tatăl să fie proslăvit. Amin.